Deși sperau să-și mute sediile într-o altă clădire în care să beneficieze de condiții optime de lucru, Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, Loc Trans și Poliția Locală Slatina mai așteaptă. Autoritățile locale trebuie să trimită hârtii peste hârtii pentru a justifica preluarea imobilului fostului colegiu Ion Mincu, o clădire nefolosită în prezent. Cererea este la Ministerul Educației, în analiză. Cei de acolo tot ne mai cer hârtii, noi trimitem, dânșii analizează, mai cer, noi mai trimitem, mai analizează. Eu sper ca undeva în toamna asta, la sfârșitul toamnei, în luna noiembrie, să finalizăm și să facem transferul. Toate cele trei instituții au nevoie de spațiu mai mare pentru desfășurarea activității. Autobuzele Loc Trans, spre exemplu, sunt reparate afară, în curtea bazinului de înot, în lipsa unui atelier mecanic. Cei de la administrarea străzilor au birouri în încăperi total nepotrivite, iar poliția locală ar avea nevoie de mai mult spațiu pentru dispeceratul sistemului de supraveghere video al orașului. Vrem să mutăm DASIP-ul, să mutăm Loc Transul și să mutăm, să facem un nu de să facem. Să mutăm și poliția locală acolo. După cum știți, dispeceratul poliției locale este foarte mic, iar din punct de vedere tehnic nu avem unde să punem toate acele televizoare unde se urmăresc camerele din orașul Slatina. Numărul camerelor de supraveghere a crescut în ultimii ani, dar spațiul disponibil pentru amplasarea televizoarelor pe care se transmit imaginile captate a rămas același și nu mai face față noilor cerințe, explică reprezentanții municipalității. La momentul acesta, undeva la 30% din camere pot fi urmărite pe spațiul actual pe care îl avem. Iar acolo sunt acele săli de clasă mari unde pot fi umplute pereții, unde pot fi umplus pereții cu televizoare și putem să vedem în timp real 100% din camerele din Slatina. Clădirea fostului colegiu Ion Mincu este nefolosită în prezent. Până în vară a funcționat provizoriu la parterul imobilului Palatul Copiilor din Slatina.